Salutări, prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Știu că vi l-am mai prezentat odată, dar în acest videoclip o să vă prezint doar păsările de rasă. Nu sunt toate. Mai am vreo 20 de găini cu tot coș de rasă la mama acasă. Aici am o puică de cochinchina scoasă prin octombrie, parcă. Asta e mama ei. Aici am un cocoș de cochinchina uriaș bobat, foarte frumos. Am avut niște probleme cu el. Aici este un cochinchina pitic somon. Cochinchina uriaș aduse de la Suceava. S-a aduse de la Suceava. Sunt foarte frumoase. Au costat mult, dar merită. Aici am o găină Brahma Columbia. Anul ăsta au căzut de două ori cloșcă. Prima oară au clocit și mi-au scos din 11 ouă. Mi-au scos 9 pui și am rămas cu toți. Dar a doua oară când a căzut cloșcă, nu vroia, stătea câteva ori pe ouă, se dădea jos și nu vroia să mai stea. Și au început să zboare, așa că i-am tăiat aripile. Foarte frumoasă. Aici este un pui de Brahma Hermit deschis, scos de la acea cloșcă. Și asta e tot la acea cloșcă și o imitat un hibrid din Brahma Hermit deschis cu Kabir. Îmi place culoarea. Aici avem o puică moțată de Iopan. Foarte frumoasă. Cu coșelul n-am putut să-l prind. E foarte frumoasă, are și moț în cap. A costat foarte scump pe o pereche, dar mi-a plăcut foarte mult. Și așa că am plătit și am luat-o. Încă nu am toate păsările de rasă aici la mine. Jumate din ele sunt la mama. Mai am încă vreo 20 la mama. Rațele. Astăzi am luat 10 ouă de rață, azi dimineață, și 3 de găină. Acum, dacă toți suntem aici, să ne uităm și să vedem dacă avem ou în cuibar. Aici nu este nimic. Aici un ou. E cald. Și cam acesta a fost videoul. Cam acesta a fost.